Și iată, prieteni, ne reîntâlnim din nou. Am făcut acest video seara. De ce seara? Pentru că azi fiind duminică am stat mai mult în pat. Am ascultat muzică, am scos un pic untul din laptopul ăsta. Și nu se încălzește procesorul, nu-mi dă crash. Nu, absolut nimic. Îmi ridic aerul cald, mi-l dă sus, chiar uite, am aici un aer foarte cald. Deci, de la procesor, nu se încălzește, nu-mi dă crash, nu nimic, deci e foarte super. L-am pus exact pe mijlocul procesorului, procesorului, da, ca să mi-l răcească. Și nu... N-are ce se întâmple. Deci nu se închide. Mă așteptam să se închidă. Dar... văd că nu. Așa. Nu știam dacă e la maxim, la derulăța. Da, deci... ce-am spus? L-am pus extrem de bine pe mijlocul procesorului. Nu se încălzește. Nu-mi dă crash. Deci să se închidă televizorul sau ceva de genul, să se închidă laptopul, nu-mi dă crash, nu se încălzește, îmi ridică aerul cald sus, asta e exact ce am vrut. Radiator, heatsink-ul de aici, de sedile alea maro de cupru. Sper că se pot vedea acolo unde am eu degetul. Țevile alea maro de cupru sunt reci, dar nu mă interesează să fie reci alea, bine și alea, pentru că sunt parte din radiatorul după partea elaltă la procesor, dar în general pe mine mă interesează procesorul să fie rece, ceea ce și este. Și asta mă bucură. Deci, proiectul rezolvat. Ok, prieteni. Până la un viitor video, ne mai auzim.